Telemedicina reprezintă o soluție eficientă nu doar în contextul epidemiologic actual, ci și din punct de vedere al timpului pe care îl economisește multora dintre pacienți. Dacă noi putem să folosim tehnologia pentru a furniza pacienților ceea ce au ei nevoie, dar fără să mai necesite acest drum care presupune energie, timp și, cum spunea și domnul Gănescu, resurse și inclusiv la nivel spitalicesc, când vedem că e o listă lungă de așteptare pentru chestiuni, care unele dintre ele, cele mai simple, cele mai puțin sofisticate, pot fi rezolvate la distanță. Județul Ilfov se poate deja lăuda cu un astfel de proiect finanțat de Comisia Europeană în valoare de 500.000 de euro. Ministerul Sănătății, colegii din minister vor face cu sprijinul Comisiei, o analiză a nivelului de competențe digitale în rândul personalului medical. Vor dezvolta un cadru general de competențe digitale. Noi am demarat un studiu de oportunitate, să zicem, fezabilitate, pentru a vedea tipurile de servicii medicale care se pretează pe nivelul de competențe digitale și pe nivelul tehnologic pe care îl avem, că asta este, trebuie să folosim ce avem în acest moment, și pe ce tipuri de pacienți putem să dezvoltăm telemedicina cu cele trei spitale pe care le avem, ce ne dorim în special pentru pacienții cronici, să ne punem la dispoziție niște dispozitive care nu sunt foarte complicate și care pot fi citite de la distanță. Implementarea telemedicinii în județul Ilfov va ajuta tratarea a cel puțin 20% dintre pacienții care nu prezintă urgențe. Da, am început în 2020, am achiziționat niște tablete, am implementat un program în ambulatoriu care face în acest moment programările atât pe parte de net, cât și pe parte telefonică și, bineînțeles, programările care se fac fizic. Toate proiectele, din punctul meu de vedere, în Ilfov trebuie să făcute integrate cu Bucureștiul, că vorbim de deșeuri, că vorbim de medicină. Altfel nu reușești. Deci dacă noi în Ilfov reușim să degrevăm presiunea de pe Spitalul Județean, degrevăm pe cei 20% procentual cetățeni din Ilfov. Dacă nu reușim să facem integrată cu Bucureștiul, ca să degrevăm la 40% plus 20%, ne reiese un 60%, atunci nu reușim să facem mare lucru. Guvernul a adoptat în urmă cu 3 săptămâni normele de aplicare pentru legea serviciilor de telemedicină.